Bună, dragile mele, bine v-am găsit la un nou vlog. Sper că se văd vișinele aici în spate. E o sâmbătă superbă cu mult, mult soare. Așa că m-am gândit să filmez un nou vlog aici în grădină. Mai trebuie să culeg vișinele astea multe. Multe, multe. Dar nu știu când o să apuc. Așa că astăzi am să mă ocup mai mult de flori, pentru că am timp și e o zi superbă, cum v-am zis. Iar în plus de asta, aseară a fost o furtună oribilă aici în Oradea, a fost chiar horror și vreau să văd ce s-a mai întâmplat pe aici. Deci, ca să vedeți cât de tare s-au stricat de la ploaie. Ăștia au fost superbi acum două zile. Sunt așa niște trandafiri în două culori, în degrade. Îmi pare rău că nu mai arată la fel, dar v-am zis, este de la ploaie și de la un soare foarte, foarte puternic. Dar după ce se deschidă, ăștia la alții am să vi arăt. Și ia uitați ce de vișine am. O grămadă, trebuie să le culeg și să-l pun pe Andrei să-mi fac o vișinată. Mâine dimineață cred că cu asta am să mă ocup, am să culeg toate vișinele. Iar aici e caisul, care din păcate nu prea a fost productiv anul ăsta, sincer, are doar vreo 5 caise, nu știu ce s-a întâmplat, probabil frigul acela ce a venit într-un mod ciudat. Uitați cum mi arată busuiocul. Două zile nu l-am udat, două zile. Dar o să-și revină. Cum îi pun niște apă, o să-și revină. Și dacă tot grădinăresc, astăzi vreau să vă arăt noua gamă de la Girovital, H3 Derma Plus Sun. Sunt niște produse pe care eu le folosesc de câțiva ani de zile deja, dar în acest an le-au îmbunătățit. Le găsiți doar în farmacii și în magazinele Girovital sau pe site, dar în supermarketuri nu le veți găsi pentru că sunt niște dermatocosmetice speciale. Și am trei produse. O cremă pentru față cu tentă naturală, cu factor de protecție 50. Apoi, asta este loțiunea calmantă după plajă și, bineînțeles, ce voi folosi tot astăzi pentru pielea mea albă ca zăpada, loțiunea cu protecție solară factor 50 pentru corp. Îmi place faptul că vine cu o pompiță și cei nou la această gamă au îmbunătățit-o cu această tehnologie PhysaBlock, care protejează atât pentru razele UVA-UVB, infraroșii, dar și ultraviolete. Ce am mai citit eu despre această tehnologie înainte să mă apuc de filmat a fost faptul că această combinație de ingrediente pe care i-au folosit-o în aceste produse noi protejează împotriva fotoîmbătrânirii și degradării fibrelor de colagen, astfel încât să reducă degradarea fibrelor de colagen și elastină. Cred că știți foarte bine că soarele îmbătrânește cel mai tare și cel mai rapid. Tocmai de aia e și recomandat să-ți aplici protecție solară atunci când stai la soare foarte, foarte mult timp. Așa că eu am să le folosesc chiar acum. M-am ascuns aici la umbră puțin, sub glicină. Văd că iar este un vântuț. Dacă auziți vrăbiuțele și mierlele, să știți că am câteva aici în grădină. Am să încep prima dată cu crema asta pentru față. Există în două variante. Cu siguranță ați mai văzut la mine pe canal, pentru că ei au mai avut această cremă pentru față cu tentă naturală, dar mai este și tenta aurie. Dar aceea este prea închisă pentru mine, pentru că eu am tenul foarte, foarte deschis și de aia vreau să văd dacă e ok asta. Hai să vedem pe mână prima dată. Da, e mult mai deschisă ca și cealaltă. E ca un BB cream, să zicem așa, cu un factor de protecție 50. Și dacă mă urmăriți de mult timp, știți că eu nu folosesc protecție solară decât chiar când stau la plajă. Adică nu-mi place să folosesc zilnic când ies până în oraș sau când stau în casă. Efectiv, chiar n-are niciun rost să-ți aplici protecție solară când stai în casă.
Și în plus unele mi-au făcut alergii pe ten, fiindcă am tenul mai sensibil, dar niciodată cele de la Gerovital. Cu ele n-am avut nicio problemă și văd că arată mult mai bine. Le-au îmbunătățit, sincer, textura, celelalte erau mult mai dense ca și textură și țin minte că odată erau chiar și cu sclipici. Mă rog, sclipici. Aveau așa un pic de iluminator în ele, ceea ce nu era chiar un lucru rău. Au un pic de miros de loțiune de protecție solară, dar e mult mai discret ca și altădată. Se vede că sunt niște produse mult mai îmbunătățite. Asta are 50 de mililitri și vreau să reaplic puțin pe nas, pentru că este cel mai înalt punct al feței noastre și este primul pe care cade lumina. Și, bineînțeles, și aici pe tâmple. Am uitat să mă dau cu un balsam de buze, dar o să mă dau până atunci. Mă fac aici în jurul buzelor cu ce mi-a mai rămas pe degete. Arată bine, nu? Chiar n-am nimic pe față. Chiar dacă mi-am propus să fac un vlog aici în grădină, m-am gândit la început, hai să pun o rochiță, pentru că am o grămadă de rochițe, dar am zis, hai să fim serioși, cine grădinărește în rochiță? Și atunci am vrut să fie cât mai realistic acest vlog. După cum vedeți, nu sunt nici machiată, dar v-ați obișnuit cu mine nemachiată, nu? Așa că m-am dat cu asta. Merg puțin mai în spate să mă și vedeți. Mă dau pe mâini și pe picioare. Astea s-au lansat acum de curând, acum câteva săptămâni s-au lansat. Asta este un lapte mai lichid. Are un miros foarte plăcut. Trebuie să mă dau neapărat pe mâini, pentru că v-am zis, sunt foarte albă și mă ard. Mă ard foarte, foarte repede și în sfârșit a venit vara, dar nu mă risc să merg la piscină încă, sincer, deși nu că mi-ar fi frică sau ceva, dar prefer să mai aștept puțin și după aceea am să merg și la piscină, chiar dacă acum trebuia să ne facem planuri de mare, de plecat undeva, nu cred că aceste planuri vor deveni realitatea anul ăsta, sincer. Și vreau să vă readuc aminte, să vă zic, să nu uitați în niciun caz să vă aplicați pe mâini o cantitate generoasă. Când zic mâini, strict pe dosul palmei, pentru că și acestea sunt cele mai expuse zone ale noastre și veți vedea cu siguranță femei care nu sunt foarte în vârstă, dar au niște mâini mai îmbătrânite, tocmai pentru că nu folosesc loțiune solară. Acum, în 2020, există o mulțime de creme de mâini care au deja loțiune, care au deja factor de protecție, dar dacă nu aveți, puteți să vă folosiți crema de zi sau, de ce nu, această loțiune pentru corp, să o aplicați și pe mâini, mai ales dacă lucrați afară undeva și nu la birou, desigur. După cum vedeți, mi-am luat și un tricou de marinar, pentru că ar fi fost frumos să ne facem acum planuri de plecat, dar it is what it is, cum zice americanul, așa că ne bucurăm de ce avem și apreciem ce avem. Bun, mai am să mă dau pe picioare, pentru că acolo sunt albă ca zăpadă. Și gata! Pot să mă apuc de treabă! Am uitat să vă zic că aceste produse sunt și rezistente la apă, dar nu mai are rost să mai zic chestia cu piscina sau cu marea sau nu știu ce. În orice caz, dacă voi deja v-ați făcut planuri și mergeți undeva departe, puteți să stați liniștite, pentru că aceste produse sunt și rezistente la apă. Dar nu uitați că este recomandat să mai reaplicați. Dacă stați foarte, foarte mult timp la plajă și faceți și baie în mare, sarea spală foarte multe lucruri, așa că este recomandat să le reaplicați. Bun, deci vreau să rearanjez colțul ăsta aici, unde sunt puturugile astea. Și am să pun plantele înapoi unde erau, pentru că am avut niște dăunători care m-au supărat, dar i-am rezolvat. Și am să le pun înapoi.
Și după aia vă fac turul să vă zic ce și cum, care e fiecare și așa mai departe. Și ajungând la colțul cu suculente, am descoperit două pagube. Nu știu ce s-a întâmplat, dar sigur nu a fost Coco sau Lily. Ia uite, asta e pe jos. Asta e pe jos. Asta sper că nu e ruptă, deși așa pare. Câteva frunze se rupte aici. Și frumusețea asta era pe jos. Așa, deci aici este colțul, dar le voi muta în curând și haideți să vă zic și de ce. Pentru că aici, deci aici în frumusețile astea de trandafir japonez mi-au apărut niște păduc din ăștia lânoși, se vede acolo. Deci ce am putut eu să salvez, să mai bine zis să curăț, nu să salvez, să curăț cu mâna mea, au reapărut, văd că acum două zile am curățat aici cu o soluție cu detergent și văd că iar au apărut și sunt prea aproape de suculente. Momentan n-au apărut pe suculente, dar sincer nici n-am de când să aștept să mă risc. Și aici voiam să fac un pic de ordine. V-am zis că a fost furtună, văd că totul e pe jos. Aici trebuia să fac puțină ordine și am două măsuțe, cum sunt acolo. Și trebuia să le pun aici pentru că bătea soarele perfect pe ele doar după masa, după 5-6. Dar am să le găsesc un alt loc. Am să le găsesc un alt loc. Pentru că nu vreau să fie aici aproape până nu am să chem o firmă de dezinsecție ca să mă ajute cu chestia asta. Pentru că anul trecut am chemat și a fost super ok. Nu le-a plăcut această lungă pauză de soare la suculente, pentru că uitați ce s-au lungit. Și dacă le pun de acum direct la soare, toată partea asta verde deschis se va arde, așa că va trebui treptat. La fel și noi, dacă nu ne facem culoțiune solară, ne ardem. La fel și ele, dacă nu le pui treptat în soare, se ard. Aici se văd câteva urme de arsură. Asta a fost chiar prima dată când le-am scos. Nu știu cum, n-am socotit bine, probabil. Aici mai am și altele. La fel, s-au lungit puțin, dar asta dă pui acolo. Aici dă un pui mic. Aici, la fel, am pus eu o frunză și s-a făcut pui. Asta văd că superbitatea asta înflorește în sfârșit. E un oranj cu un roz. E superbă culoarea asta și combinația asta de culori. Ia uitați și griul de aici din jur merge foarte bine. Asta ca și idee, să te inspiri din natură în culorile din, pentru make-up. Și aici la fel am pus alți puiuți care s-au prins și frunza asta, de exemplu, a făcut 2 pui. Nu unul, 2.
Ia uitați, am pus deoparte o frunză care oricum dădea să cadă și acum va da pui. De asta mi se par fascinante plantele suculente, pentru că se înmulțesc foarte, foarte ușor și foarte repede. Bine, nu toate, trebuie să ai răbdare cu ele. De exemplu, asta la fel stătea să cadă, dar e deja deshidratată, nu cred că va mai da nimic. Dar oricum, planta mai are 2 pui acolo în spate. Apoi, ca să vă înveselesc, ia uitați, cactusul ăsta înflorit. E un fucsia superb. Nici nu l-am văzut niciodată înflorit. Aici am alte superbități care între timp s-au înverzit puțin. V-am zis, n-au avut destul soare. A fost tot timpul noros și întuneric. Astea cred că vi le-am mai arătat în celălalt vlog. Și pe Instagram, desigur, vi le-am arătat. Uitați cât de mari sunt. Deja nu mai încap în ghivece de la ploaie. Ăsta mi-a făcut un pui. La fel, astea sunt destul de mari. De astea nici nu vă mai zic. Ia uitați ce uriașe sunt față de ultimul clip. Uitați ce mari sunt. De-abia mai încap aici și va trebui să le mut. Și pe frumusețea asta a prins-o ploaia. Ia uitați ce cheliuță a rămas ea. Asta. I-au căzut frunzele. Interesant că la celelalte două nu. Nu înțeleg. Dar poate vor da pui din frunzele astea căzute, nu știu. Oricum mă bucur că măcar n-am murit. Și aici e crescătoria mea de plante aromatice. Asta e mentă. Asta e rozmarin. Deja Andrei a pus ochii pe el, a zis că e perfect pentru friptură. Asta e oregano. Și eu mi-am semănat aici, trebuia să-l pun fix invers, dar am să-l întorc. Mi-am semănat coriandru, pentru că mie îmi place foarte, foarte mult. Din fericire lui Andrei nu-i place, așa că n-am să-l împart cu el, dar mie îmi place foarte mult coriandru și vă arăt când ajung acasă o rețetă cu el, văd că și înflorește, îmi dă semințe. Aici mi-am mai plantat încă un plic jumătate de coriandru, încă n-a ieșit nimic, din câte văd eu, dar trebuie să iasă, ar face bine să iasă. Aici v-am zis, am busuioc, ăsta e tot un fel de cimbru și aici am un cactus care rezistă iarna afară. Deja florile astea sunt terminate pentru că rezist din păcate doar o zi, dar urmează celelalte să înflorească și asta e superb. Îmi plac florile astea variegate, îmi plac foarte, foarte mult. Aici asta e recent plantată pentru că au fost într-o chestie foarte micuță și nu încăpeau nici cum. Dar văd că încă nu s-au prins complet sau le-a prins soarele, nu știu. Dar din asta mai am oricum în foarte multe, da, nu stă bine. Trebuie să le mai ud. Mai am și în alte ghivece sedum din acesta. Aici am, cred că știți, urechelniță, îi zice în popor. Eu îi zic pe nume Semper Vivum. Și s-a înmulțit foarte, foarte mult acesta. Aici am alte feluri. Asta e un mușchi, un mușchiuleț care face flori galbene. Și așa se usucă el la bază, să nu credeți că e uscat, dar așa e el. Apoi aici am urechiușe de astea de iepure, nu știu cum îi zice exact denumirea la asta. Am uitat, dar îmi place foarte mult, e foarte fină, e ca urechea la iepure sau la pisică, de fină. Asta e o iederă variegată. V-am zis că îmi plac astea așa, în două culori. E superbă. Toate rezist afară de aici. Astea acum au înflorit. Ia uitați, ce minunății. Deci sunt foarte bogate. Astea le-am plantat anul trecut. Tot ce vedeți aici s-a înmulțit. A fost o plantă mică, cât asta. Și într-un an s-a făcut atât. Și asta e superbă. E în trei culori. Și asta a fost la fel, o plantă mică, mică, foarte, foarte mică. Asta la soare se face galben, un auriu cu roșu. Și trebuie să mut Semper Vivum ăsta de aici, uitați cât pui are. Pentru că nu mai are loc. Nu mai are loc, uitați cât pui. Asta e o feblețe de-a mea, au căzut frunzele de la mușcate pe ea. Asta îmi place foarte mult. Bun, deci v-am promis că vă arăt rețeta mea de guacamole. Mă rog, nu a mea, dar ce fac eu în general acasă. Pentru că îmi place foarte mult, cred că e gustarea mea preferată.
Și vom avea nevoie de avocado. Eu voi pune 2 avocado, să fie copți. Apoi roșii, mie îmi plac astea cherry, pentru că sunt singurele care au gust momentan. Ceapă verde, pentru că e sezonul ei, dar de obicei când nu am ceapă verde, pun ceapă roșie. Am cules, v-am arătat, coriandru și un pic de oregano. Am zis să încerc ceva nou din grădină, exact cum v-am arătat. Mai trebuie să curăț frunzulițele alea uscate. Îi aleg să văd care e mai moale. Asta e moale. Asta e mai puțin moale. Deci ăștia doi vor fi cei utilizați azi. Eu îi spăl întotdeauna înainte de tăiere, să zicem așa. Știu că nu se mănâncă coaja, dar îmi place să le spăl întotdeauna. Și am o ustensilă din asta, cred că o găsiți la Jumbo, a mea e ruptă. Dar nu am mai fost la Jumbo ca să-mi iau alta, sincer. Am să scot chestia asta afară, pentru că nu e bună. Și presto, e gata, mă, guacamole! Vă arată Andrei ce e mai bun decât un guacamole. Niște grătare. Bun, și acum că am îndepărtat partea care nu era bună, pot să le pun direct aici. Într-un bol. Acum mai iau o furculiță și îi mai tocesc un pic. Mie nu-mi place să-l mixez cu blenderul pentru că iese prea fin și așa e mai autentic. Acum tai roșiile. Mie îmi place să aibă foarte multă roșie, guacamole. Dar nu știu niciodată cât trebuie, așa că văd din mers. Și le tai cât mai mărunt. Toc niște coriandru din grădină pe care vi l-am arătat și niște frunze de oregano, dar știu că e foarte multă lume care nu iubește coriandru, așa că vă recomand să vă puneți niște zeamă de lămâie pe care eu nu o am și oricum coriandru are un pic de gust de lămâie, zic eu. Așa că altceva nu mai toc în afară de ăsta. Și pun niște condiment special pentru guacamole. Trebuie pus mai din abundență pentru că altfel nu are gust. Eu mai pun și extra sare, dar nu multă. Și piper din acesta mozaic proaspăt măcinat. Și acum în sfârșit pot amesteca tot. Se mai poate face și cu usturoi, dar eu nu prea pun pentru că îi dă un gust prea puternic. Și cam asta este guacamoleul meu. Mie îmi place maxim gustarea asta și asta mi-ajunge și pentru în seara asta și pentru mâine dimineața. Acum seara am să-l servesc cu nacho chips. Mie îmi plac aceștia simpli. Și chiar vă recomand să căutați în magazine brandurile proprii pentru că sunt mult mai sănătoase și mai simple decât cele cu arome. Dacă aș ști să fac, credeți-mă că mi-aș face, dar nu știu. Ia. Și cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest vlog. Vă pupă și Coco. A venit și Lily acum, dar vă arăt și pe ea imediat. Sperăm că v-a plăcut acest mini-vlog alături de noi și vă așteptăm și data viitoare. Aici și Lily să vă pupe. Pupici! Pa, pa!